Inspectoratul Școlar Județean Călăraș, în colaborare cu Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, a organizat Festivalul Județean de Promovare a Datinilor și Tradițiilor Românești Moștenitorii. Festivalul a ajuns la cea de-a cincea ediție, a fost organizat marți 10 decembrie, începând cu ora 10, la sala de spectacole Barbu Știrbei. Bine ne-am regăsit! Să începem evenimentul pentru care suntem pregătiți. Colindele, toate încep prin zăpezi, pe o cărare magică pe care copiii pleacă din zori la casele oamenilor. Sania zburând, clinchetul de clopoței și ea zburând prin insoare. Mama învârtind colaci, aruncându-i în cuptor. Mireasma dulce, amară și Iisus născându-se într-o iesle. Halucinanta așteptare a îngerului cu crengi înflorite, vine și îmbată somnul copilului cu mărgăritare și zigeri de baz, închipuiri de biserici cu pereți de alămâie și turtă dulce. De când dăm în pământ și până ne topim în depărtările numai de Dumnezeu stăpânite, noi, românii, cuprinși de farmecul sărbătorilor de iarnă, ne adunăm unii altora, unii și alții în pragul caselor, ascultând steaua care începe așa. Steaua sus răsare ca o taină mare, taina nașterii pruncului Iisus și profunda semnificație a sărbătorilor din această perioadă a anului, ne-a reunit și de această dată în această sală, în cadrul Festivalului Moștenitorii, a ajuns la a cincea ediție. Festival care aduce în fața dumneavoastră tradițiile și obiceiurile de Crăciun. Primiți cu colinda? Atunci, dacă ne primiți cu colinda, vă spun că pe această scenă vor urca preșcolarii de la 21 de grădinițe din județul Călăraș, pe care eu vi le voi spune acum. Grădinița cu program prelungit numărul 1 Țara Copilăriei, grădinița cu program prelungit Rostogol, grădinița cu program prelungit Amicii, grădinița cu program prelungit Step by Step, grădinița cu program prelungit numărul 4 Călăraș, grădinița cu program prelungit Aricel Călăraș, grădinița cu program normal numărul 1 Călăraș, grădinița cu program prelungit Voinicel, grădinița cu program prelungit Brotăcel Modelul, grădinița cu program normal Elisabeta Rosetti de la Roseți, grădinița cu program normal numărul 1 Grădiștea, grădinița numărul 2 Cunești, grădinița numărul 1 Nicolae Bălcescu, grădinița Ștefan Vodă, grădinița numărul 3, numărul 2 Oltenița cu program prelungit, grădinița numărul 2 Cucuieți și podul Pitarului și grădinița numărul 1 Lehliul. În fața dumneavoastră vor colinda aproximativ 560 de copii și vă invit așadar să deschideți larg ușile și ferestrele sufletelor dumneavoastră și să-i primiți cu dragoste și înțelegere pe cei care vă vor aduce colindele în inimile dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă urez vizionare plăcută și succes preșcolarilor! Olă, chiar dacă e cer de croapă pietrele, tare frumoase sunt iernile la noi, la români. Și apoi, cum să nu fiu eu mândru că-s român? Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la anii copilăriei mele, tresare și acum inima în piept de bucurie. Frumoase au fost iernile atunci când eram micuț. Iarna, iarna timpul bucuriilor. Of, frumoase au fost iernile atunci, când eram micuț. Alo, ce frig e, nevastă. Că bine zici, măi, bărbate. Of,
iarna copilăriei noastre, cu dărdelușul plin de copii gălăgioși, cu zăpada cât casa, care sclipea noaptea sub lumina lunii în mii de steluțe, cu tăiatul porcului, cu stropul de vin fiert cu scorțișoară, pe care aveam voie doar să gustăm. Da, da. Cu diminețile în care ne trezeam cu nasul lipit de geam, încercând să vedem printre florile de gheață cât am mai nins, cu bucuria serii de ajun, când ne adunam să mergem la colindat. Iar când ne întorceam acasă cu obrajii și nasul roșii înghețați de frig, ne-am fericit și număram golăceii, merele și nucile primite. Trăgând de timp, doar, mă, intra moșul înainte să ne aduc să adormim, visând la cadourile pe care le vom găsi a doua zi sub bradul împodobit. Da, nevastă, iarna copilăriei noastre, cu magia serii de an nou, cu frumusețea măștilor, ți-amintești? A jocurilor, caprelor, ursului, căiuților, a cântecelor de stea, a plugușorului cu bucurie. Toate acestea le simțim în preajma sărbătorilor de iarnă, la fel de tare ca în copilărie. Uf. Așa îmi amintesc eu iarna copilăriei mele, dar și domniile voastre, să țineți în inim și în minte sărbătorile copilăriei. Și acum vă las să fiți din nou copii.
Plină de colindători, dar de flori.